cea de-a cincea întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi, o întâlnire care se interpune în modul cel mai frumos între tineri, tineri de mai multe vârste și biserică. Tinerii fac parte din biserică, dar când ei, prin contur și se adună într-un loc frumos precum Sibiul, întâlnesc fără îndoială mâna generoasă a bisericii care îi cheamă întotdeauna spre ea. Alături de mine pe parcursul acestei ediții speciale se va afla domnul Ciprian Olinici, directorul televiziunii Trinitas, și ne bucurăm foarte mult să fim împreună cu echipa televiziunii Trinitas la Sibiu. Gazdele noastre generoase sunt Arhiepiscopia Sibiului și mă bucur foarte mult să îl prezint, pentru că este alături de noi, a avut bunăvoința să ni se alăture pe parcursul acestei ediții speciale, pe înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Sărut mâna, bine ați venit și vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația. Bine ați venit la noi și să ne ajute Dumnezeu ca să ducem la îndeplinire tot ce avem în planul. Să ne ajute Dumnezeu. Alături de noi se află un invitat cu adevărat special, un reprezentant al intelectualității românești, reprezentantul României în spațiul european, mai precis în Germania. Este vorba despre excelența sa, ambasadorul României în Germania, domnul Emil Hurezeanu. Bine ați venit, domnule Hurezeanu. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim, excelența voastră. Bună seara și spun și eu bun venit în acest cadru deodată plin de tinerețe, plin de spiritualitate și de cultură. Ne aflăm într-o clădire care se află în vecinătatea Pieței Mari din Sibiu, clădirea primăriei municipiului Sibiu, o clădire istorică din început de secol XIX. Și mi-aș aduce aminte, în alpreasfinția voastră, de o emisiune pe care am realizat-o împreună la Radio Trinitas acum 2 ani, în pelerinajul de Florii, când ați vorbit foarte frumos despre faptul că Mântuitorul a înviat prietenia, înviindu-l pe Lazar, și a înviat doar tineri atunci când evangheliile relatează despre învierile din morți. A înviat prietenia și tinerețea. Iată că aici la Sibiu, începând de mâine până duminică, expuneți tinerețea, vigoarea ortodoxiei exprimată de către aceste persoane pe care de multe ori ignorăm, de multe ori nu-i ascultăm și despre care unii spun că au uitat de biserică. Iată că în a cincea ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor, într-un an plin de semnificații spirituale și naționale, anul centenar, aici, în Piața Mare, la Catedrala Mitropolitană, la Muzeul Astra din Sibiu, la Sala Transilvană, mărturisiți că la Sibiu Ortodoxia este acasă, că tinerețea este acasă și că orașul Sibiu poate fi o gazdă prietenoasă, Mitropolia Ardealului este o gazdă prietenoasă pentru tinerii veniți din toată lumea. Aș vrea să vă întreb despre această dimensiune a tinereții ortodoxiei, despre această preocupare biblică, patristică, istorică a bisericii față de creșterea, de educația tinerilor, de desăvârșirea tinerilor și de formarea lor. Prima problemă pe care, primul lucru pe care ne-l amintim noi când privim spre tinerii noștri e gestul pe care l-a făcut Mântuitorul Hristos când a luat în brațe un copil, a făcut chemarea și chiar a transmis un ordin, să spun așa, lăsați copiii să vină la mine, că unora ca acestora este împărăția cerurilor. Noi, când ne privim pe noi înșine, când ne privim în actul de identitate, ne dăm seama unde suntem, dar când ne privim în interiorul nostru, vedem începuturile, până unde ne putem aminti noi. Deci mergem cu amintirea până acolo la primele acte pe care încă le mai... și le ținem minte, indiferent la ce vârstă am fi. De aceea, considerăm că
ceea ce se face acum, ceea ce se împlinește aici la noi și este a cincea manifestare, a cincea întrunire internațională a tineretului ortodox, este o mare binecuvântare pentru noi, este o mare șansă și în același timp o ocazie care nu se va consuma doar acum, în perioada acestor 4-5 zile. Aceasta este o experiență pe care noi deja am câștigat-o până acum, o împlinim în aceste 4 zile și va trebui să o continuăm în lucrarea noastră cu aceste vlăstrare tinere care vor fi credincioșii noștri de mâine. Sunt două perceperi sau două exprimări de acestea față de tineret, lăsând la o parte faptul că foarte puțin ne îngrijim noi de educația lor. Fie că nu avem timp, fie că sunt preocupări de tot felul, fie că și copiii sunt prea preocupați și le facem un program școlăresc atât de obositor pentru un om mare, dar pe pentru un copil. Prima e că tineretul nostru este extraordinar. Și cealaltă, în extrema cealaltă, tineretul e pierdut. Fals. Și una și alta. Tineretul este așa cum suntem noi. Și dacă noi încercăm să ne perfectăm, să ne spiritualizăm, copiii merg cu noi. Dar mai presus de toate, grija pe care trebuie să o avem noi față de tineri, față de copii în formare, că nu i-am luat pe cei mici până la școală sau la clasele primare, ci am luat pe cei care deja pun întrebări. I-am luat pe cei care doresc să fie ascultați. Pe cei care sunt foarte ușor de manipulat, sunt vulnerabili, dar sunt curați în conștiința lor. Un tânăr care te privește în ochi, în sinceritatea lui, îți dă mult curaj și îți creează o bucurie. Noi când ne privim unii pe alții, nu prea avem chiar curaj să ne privim chiar în ochi, dar și dacă ne exprimăm oarecumva, așa, poate că această bucurie e într-un fel motivată de ceva. E copiii niciodată nu exprimă ceva motivat, numai dacă îi provocăm noi motivat. Ești cu minte că îți dau o bomboană. Atunci e cu minte și zice, am fost cu minte, dăm bomboana, dar după aia nu mai sunt cu minte. Noi va trebui să nu să le lăsăm libertatea la discreția lor, pentru că ei nu știu să o gestioneze, dar nici să le obturăm libertatea și să încercăm ca să îi îndreptăm și să îi formăm exact cum am vrea noi. Se spune că libertatea se învață, dar depinde și cine ți-o predă. Categoric. Dacă copiilor le oferim un exemplu, primul învățător e părintele. Dacă pe copil îl iei de mână și te duci cu el la biserică, el are o motivație. Chiar dacă el are ceva, a lăsat ceva acolo și voia el să facă în perioadă, în timpul acela, dar spui, măi, tata-i, mama, închis ușa la casă, nu vin la biserică, și din obișnuință, din obligația aceasta, că nu e obligație forțată, ci e determinată de relațiile dintre copii și dintre părinți și copii, ei vor veni după aceea și singuri. Dacă îi aduc acum pe copii la împărtășanie, le-am spus de mult, e foarte bine că am reușit și noi ca în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare să nu mai facem liturghii fără împărtășanie. Împărtășim pe copii. Dar am spus, acum să trecem la faza a doua. Veniți și voi.
Pentru că aduci un copil care se spere de tine, se spere când îl împărtășești, dar dacă îl împărtășești, se împărtășește mama întâi, ia și copilul. Deci exemplu îl dăm părinții. Și apoi vor fi și ceilalți educatori. Și dacă noi, ca biserică, încercăm să ne preluăm cele două sarcini, ca părinți, că suntem și părinți, și apoi ca și mentori spirituali, care suntem părinți duhovnicești, avem o mare șansă și copiii noștri au o mare șansă. Este perfect adevărat ce spuneți și vom avea prilejul pe parcursul acestei emisiuni să dezvoltăm problema sau discuția despre libertate, pentru că vorbind despre libertate, vorbim despre miezul creștinismului. Mă îndrept acum însă spre domnul ambasador, repet, al României în Germania. Stimate domnule Hurezeanu, sunteți originar din zona Sibiului. Vă întoarceți practic acasă, de câte ori vă întoarceți în Sibiu. Aș vrea să vă întreb, de data aceasta, fiind invitat de onoare al Arhiepiscopiei Sibiului, veți avea și o conferință pe care o vom urmări cu multă atenție noi toți și foarte mulți tineri. Peste 3.000 vor fi prezenți în Sibiu pe parcursul acestor zile. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră ca om care pendulează între un Occident numit post-creștin deja și România sau sud-estul Europei care nu s-a pricopsit încă cu acest prefix post în legătură cu creștinismul și știm că vigoarea creștinismului în spațiul nostru este totuși una destul de bine reliefată. Cum percepeți un asemenea eveniment? Peste 3.000 de tineri, deci câteva mii de tineri, se întâlnesc din rațiuni prin excelență creștine, pentru că e o întâlnire dedicată lor de către biserică și dacă un asemenea eveniment este la fel de ușor de imaginat în spațiul Germaniei, de exemplu. Da, e o întrebare mai complexă. M-am bucurat să aflu, în urmă cu 5 ani, că se întâlnesc și tinerii ortodoxi. Tinerii protestanți și tinerii catolici se întâlnesc de mult în țările pe care dumneavoastră le numiți, poate prea imprudent, post-creștine. Cel mai important filozof al Germaniei, un om de stânga, un sociolog, să zicem, social-democrat, dar e o minte foarte profundă, Jürgen Habermas, spune că după anul 2000, deci după două milenii de creștinism, vom intra într-o eră a post-secularității. O spune în dialogul cu fostul papă și marele teolog Ratzinger. Bineînțeles că în estul Germaniei sunt surprins să văd câți atei sunt și câți oameni nebotezați. În fosta Uniune Sovietică, în Federația Rusă, în celelalte țări sovietice, prigoana în timpul comunismului împotriva creștinismului a fost mai mare. Șansa creștinismului în România a fost a unei acomodări, a spune, a supraviețuirii bisericii, așa cum știm că s-a întâmplat. Biserica ortodoxă este o biserică bimilenară, este una din marile biserici ale creștinismului. Biserica ortodoxă ardeleană, mitropolia lui Shaguna, care vine aici în 1846 ca episcop vicar trimis de cârmuirea sârbească a ortodoxiei din Transilvania și din Ungaria, Banat, Partium, Transilvania istorică, este o biserică reîntinerită odată cu Shaguna. El ajunge la 37 de ani, e un om tânăr, viguros și poartă marea răspundere istorică de care s-a achitat în chip magistral de a reface ortodoxia românească din Ardeal, împotriva tuturor obstacolelor, împotriva unei tradiții de interdicție, nu era una din confesiunile acceptate, împotriva dependenței de biserica sârbă, nu? Și apoi în acest spațiu transilvan interetnic, dar atunci de sute de ani cu câmpuri de tensiune între etniile și confesiunile cu putere și cele subjugate. Era cazul românilor și al Bisericii Ortodoxe.
Ceea ce face Șaguna în 25 de ani de arhierat aici, la Sibiu, este o formă de întinerire a Bisericii Ortodoxe, care avea nevoie de această întinerire, de acest aggiornamento instituțional, religios, politic, diplomatic. Deci suntem la Sibiu într-un miestare al unei biserici ortodoxe întinerite, reîntinerite, reinventate. Inclusiv această întâlnire este, este locul cel mai potrivit, un semn al acestei întineriri. Da, în mod evident. Da. Deci aici, spre deosebire de în Alpreasfinția sa, dar în concert cu în Alpreasfinția sa, pentru care am o veche și precisă, ca să zic așa, prețuire și admirație, văd fenomenele religioase prin forța lucrurilor într-o paradigmă mai largă, de natură istorică, de natură sociologică chiar. Pentru că tocmai la Sibiu se întâlnesc tinerii ortodoxi din întreaga lume ortodoxă și nu numai, pentru a cincea oară în anul jubiliar al statalității României moderne, care acum 100 de ani avea legătură cu acest loc. Fără Sibiu pe harta fizică și mentală a românismului, nu putem vorbi nici de crearea Partidului Național în 1860 la Miercurea, nici de crearea Consiliului Dirigent, nici de tot ce s-a întâmplat în anii premergători Marii Uniri, începând cu 1848, unde adevăratul tribun al emancipării religiei, al ortodoxiei, al limbii, al naționalității, a fost Șaguna. Apoi, de-a lungul întregului secol al XIX-lea, când avem în ortodoxii de la Sibiu și în ortodoxii ardeleni conduși de mitropolitul Andrei Șaguna, un curent de activism, de constructivism, de acțiune continuă, așa cum spune Ioan Lupa și în foarte frumoasa sa monografie apărută la 100 de ani de la nașterea mitropolitului Șaguna, la începutul secolului al XX-lea, Șaguna a știut să smulgă din fiecare moment, din fiecare împrejurare, folosul. Au fost și alte confesiuni în Transilvania. La un moment dat, Șaguna însuși vorbește de turnul Vavilonului și spune, poate în Biblie, în Vechiul Testament, n-a prea fost binevenit. Acum, odată cu întinerirea noastră în Noul Testament, întru Hristos, în Transilvania, în Ardealul nostru de acum, o spune la 1870, limbile multe, confesiunile multe, graiurile multe, sunt binevenite. Totul e ca între ele să fim capabili și demni să ne facem auzite. Limba, identitatea, credința. De asta nu e deloc o întâmplare. Adică poate n-a fost o întâmplare să fie la Iași întrunirea tinerilor ortodoxi. Probabil și la Belgrad, și la Sofia, și la Atena, în toată lumea ortodoxă. E bine să se întâmple toate lucrurile astea, dar la Sibiu avem de-a face cu un loc al împrospătării în profunzime din punct de vedere religios, din punct de vedere național, istoric, simbolic și, bineînțeles, și religios, a gândirii spirituale și a gândirii religioase ortodoxe. Sunt foarte încântat de această temă pe care ați deschis-o, o temă generoasă, a prezenței mitropolitului Andrei Șaguna în această idee de unitate, de credință și de neam, care e de fapt tema acestei întâlniri. Și mi-aduc aminte ce scria Goga despre Andrei Șaguna și despre faptul că a dorit să dea măreție cimitirului de la Rășinari, un Rășinar care era profund românesc în vecinătatea cetății Sibiului din secolul XIX, să dea măreția acelui loc pentru a fi un testament al românismului. V-ați ocupat în Alpreasfinția voastră de canonizarea mitropolitului Andrei Șaguna și mai ales de restaurarea chipului lui, un chip plin de fermitate, un chip atașat de ideea națională, de ideea unității.
dar în același timp un chip legat mult de tema credinței. Și aș menționa doar un lucru care pentru mine a rămas, și anume faptul că aproape tot ceea ce a construit Andrei Șaguna a rămas până astăzi. Vorbim de Telegraful Român, o publicație care nu și-a întrerupt activitatea, vorbim de statutul de organizare și funcționare, model pentru statutul din anii 50 și din 2008, de asemenea vorbim de școlile pe care le-a creat. Un sfânt preocupat de tineri, preocupat însă și de ideea unei lupte pentru afirmarea identității și unității naționale, pentru că suntem în anul centenar. Sfântul Andrei Șaguna, într-adevăr, a fost o personalitate mesianică. L-au și numit unii Mesia Transilvanilor. Dar el a avut o gândire foarte profundă și în timp. El, tot ce a făcut, n-a făcut pentru perioada lui. El a încercat să, așa cum a spus excelența sa, să revigoreze din temelie și credința, dar și neamul și educația, pentru că a construit și a subvenționat peste 800 de școli. Noi vedem astăzi cât de greu se poate ține o școală sau o grădiniță sau ceva. 800 de școli. A făcut două mari colegii. Colegiul de la Șaguna dăinuiește și astăzi în Brașov, colegiul Andrei Șaguna din Brașov este unul dintre cele mai importante colegii din țară. Iar cu binecuvântarea lui Dumnezeu, unul a fost la Brad, dar a dispărut, dar au rămas celelalte, a rămas Academia Teologică. Deci el a vrut întâi de toate ca să dea neamului instrucție și educație. Începând cu școala, dacă românii nu sunt școliți, n-au un nivel de pregătire, pot să fie robiți și subjugați de oricine, să-i țină la talpa țării. În momentul în care a sprijinit apoi prin Academie pregătirea preoților, pentru că el a făcut între școală de învățători și de preoți. Cu asta a început. Deci i-a pregătit pe cei care făceau instrucție și educație și apoi perioade întregi, generații de tineri au ieșit și au ajuns ca să continue ei ceea ce a lăsat. El a pus o temelie. Și temelia aceasta lucrează până astăzi, pe ea zidim. De aceea suntem recunoscători și este ocrotitorul nostru. Suntem convinși că pe lângă toate aceste acțiuni pe care a rămas model pentru noi, el a fost și un om al păcii. Mie îmi place să repet de multe ori cuvintele pe care le-a lăsat în testamentul lui. Nouă cuvinte. El a spus, le-a adresat apropiatului său, ucenicului său, care a ajuns apoi, Nicolae Popea, a ajuns episcop la Caransebeș, după ce și-a dat seama că se încheie cu toate, Nicolae, a fost o declarație de testament, a spus, 9 cuvinte, fiți pe pace, aveți-vă bine, nu vă sfădiți. Deci sunt 3 etape ale relației interumane. Fiți pe pace înseamnă toleranță. Deci dacă nu ești omul păcii, ești contrar voii lui Dumnezeu. Apoi, nu e suficient numai să fii tolerant. Aveți-vă bine, deci relațiile și ceea ce vrem noi să facem astăzi cu tinerii noștri, ei să stabilească anumite relații, anumite prietenii. Și apoi, nu vă sfădiți, a fost porunca
Probabil că a fost mâhnit de... Încă nu îndeajuns de în urmată astăzi. Atât de nevoie de acest testament astăzi. Nu vă mai sfădiți. Da, da, da. Ceea ce spuneți conturează primul termen tare al întâlnirii tinerilor în a cincea ediție a acestei întâlniri a tinerilor ortodoxi, adică unitatea. Pentru că relația cu celălalt, dacă e una cultivată, grădinărită, atent și mai ales în spirit creștin, conduce la comuniune, la unitate. Unitate, credință, neam. Excelența voastră, cum sună acești termeni astăzi? Firește că n-au fost întâmplător aleși, au fost aleși pentru a indica, aș spune, trei elemente care au contribuit la unitatea românilor, în care credința a jucat un rol foarte important și, bineînțeles, noțiunea de neam, din păcate astăzi evitată de unii sau mai puțin folosită, e un cuvânt care, să recunoaștem, a ieșit puțin din uz și mă bucur mult că a fost readus acum în uz, pentru că el e sinonim cu popor, dar e un cuvânt care e prezent și în Sfânta Scriptură. De aceea spun că mă bucur că a fost reactualizat. Așadar, aceste cuvinte au fost alese pentru a vorbi în modul cel mai succint și despre centenarul României, primul nostru centenar. Aș vrea să vă întreb cum percepeți întâlnirea noastră a celor din 2018 cu centenarul, să-l păstrăm ca personaj în discuția noastră. Ne găsește pregătiți sau ne găsește într-un oarecare dezacord cu propria noastră istorie? Și când spun asta, mă gândesc la ignorarea pentru care suntem vinovați unii dintre noi, ignorarea milioanelor de jertfe, de oameni care și-au dat viața pentru credință, pentru libertate, nu doar în perioada comunistă, dar mai ales atunci. Există în această perioadă de nervozitate necontrolabilă, amenințătoare și chiar violentă a globalizării, nevoia unui recurs la identitate. Adică ceea ce la un moment dat părea să fie națiunea civică, și Uniunea Europeană este o formă de națiune civică federalistă, să zicem, de federație a națiunilor civice, se află sub un tir de amenințări. E o stare de neînțelegere, de nervozitate, cum spuneam, de nemulțumire adâncă, de mânie, de furie chiar, de furie, care vine dinăuntru oamenilor, dinăuntru țărilor, celor mai prospere, după aproape 8 decenii de pace, în cea mai lungă și mai fericită perioadă pentru europeni, în orice caz, de pace și prosperitate. Ce stârnește această furie? Poate absența rugăciunii, pentru că suntem în fața unor înalți prelați și în compania dumneavoastră. Ceea ce liniștește și înlătură frica, angoasa, nervozitatea, este în continuare rugăciunea. Dar vreau să vă spun ceva. Dumneavoastră m-ați întrebat de credință, neam, țară. Am întreaga venerație pentru această triadă. După cum sunt plin de respect când citesc de fiecare dată emblema dumneavoastră a Mitropoliei în Alta Preasfinția voastră, dragoste, credință, nădejde. Asta este virtuțile teologice. Virtuțile teologice. Cineva care ne privește în afara acestei lumi clericale, care astăzi sărbătorește un moment foarte important, cu cele mai importante fețe bisericești ale Ortodoxiei Române și nu doar, se poate întreba, acești oameni sunt pe o insulă decupată de restul lumii? Îl contrazic oarecum pe Andrei Șaguna, dacă am rămâne doar fixați la neam. El care a avut grijă de fiecare dată să articuleze interesele neamului românesc în arhipelagul neamurilor. Aceasta e și viziunea creștină, firește. Deci, atenție, noi suntem aici pe o axă, cum spune scriitorul Eginar Schlatner, de aici, de la Roșia, protestant și pastor de închisoare, pe o axă a egalității topografice între Biserica Evanghelică Luterană
Sfântul Ioan între catedrala noastră de la începutul secolului al XX-lea vis-a-vis de Arhiepiscopia Jagoniană, acum păstorită de Părintele Mitropolit. Apoi urmează Biserica Reformată Calvină, Biserica Luterană Mare, Biserica Parohială, sunt toate la același nivel, pe aceea stradă, nu e una sus, alta jos, alta dosită, așa cum înainte de venirea lui Jaguna s-a întâmplat. Biserica din groapă era o biserică românească. Catedrala Mare era contrareforma aici în Piața Mare cu Sfântul Nepomuc, biserică catolică revigorată în Principatul Austriac, care a devenit Transilvania, și apoi Biserica Evanghelică din spate, toate mari și frumoase biserici. Să ne întrebăm, sunt mai multe credințe, mai multe neamuri și mai multe țări. Deci, trebuie să, credința, neamul și țara trebuie să fie mereu ale noastre, pentru că nu avem încotro. Ele alcătuiesc o condiție naturală. Ne-am născut într-o singură țară, chiar dacă astăzi 6 milioane aproape de români trăiesc în alte țări, am trăit și am învățat și ne spunem crezul sau ne certăm sau ne iubim în limba noastră natală, atât de mult a ținut Jaguna la ea, când spune, n-are rost frate citind o colecție de poezii de la Arad, pe la 1850 și ceva, n-are rost să vorbim cu cuvinte ungurești, cu sintaxă latină și cu sensuri germane. Trebuie să învățăm limba. Nu întâmplător Maiorescu și Eminescu l-au admirat pe Jaguna dincolo de munți, de la convorbiri literare, de la Junimea, de la București, și pentru atenția cu care a avut grijă de limbă, de cultură. Jaguna este creatorul Astrei. Primele binefaceri ale acestei asociații pentru cultura și știința poporului român din Transilvania, acest tezaur, până astăzi istoric, au fost legate de tineri. 800 de bursieri, mulți bursieri, meseriași, tineri, preoți, învățători, apropo de ce a știut totdeauna Jaguna să facă. Spre deosebire de alți episcopi și mitropoliți, ortodoxi sau uniți, spre deosebire de atâția laici, figuri prestigioase, Gheorghe Bariciu și alții ca el, a fost să nu se ascundă, să meargă acolo unde a fost suferință, unde a trebuit pusă piatra de temelie, sacrificiul zidirii, să zicem, al întrupării, pe care l-a cunoscut cel mai bine ca înalt cleric ortodox, ca călugăr, preot, nu, înalt preot și așa mai departe, savant, a scris o istorie a bisericii celebră, a tradus o Biblie cu prefața aceea splendidă pe care o prețuia foarte mult și Maiorescu și Eminescu, pentru că este o istorie a limbii române în această prefață la Biblia lui din 1857, încă cu litere chirilice. Și în istoria bisericii ortodoxe, Jaguna spune următorul lucru. Spune, dacă nu eram ortodoxi, identitatea noastră era alta, n-am fi făcut față, probabil, concurenței protestante și catolice a celor din jur, în Evul Mediu, la sfârșitul Evului Mediu, când catolicismul și protestantismul se asociau și cu privilegiile puterii laice. Iar în același timp, originea noastră romană, latină, pe care Jaguna n-a contestat-o niciodată, dimpotrivă, la fel ca Bărnuțiu, la fel ca Cipariu, la fel ca gânditorii școlii ardelene, deci, ca fel la uniții, să zicem, școala ardeleană, știe că noi ne tragem cu toții de la râm și spune, dacă n-am fi fost ortodoxi, am fi devenit poate catolici sau protestanți și nu ne-am fi păstrat țara. Și în același timp, ortodoxia noastră de rit latin, de limbă latină, într-un popor neolatin, ne deosebește și ne consolidează identitatea în raport cu ortodoxii care sunt sârbii, bulgarii sau rușii. Mi se pare extraordinar. Deci aș înțelege credința, neamul și țara într-o ecuație mai largă, pentru că astăzi nu mai suntem singuri. Avem grijă de ale noastre, sunt foarte aproape de noi, dar trebuie să ținem cont și de ceilalți. Unde ne întâlnim cu ceilalți? Și în Jaguna avem acest simbol unificator și conciliator.
Adică să te întâlnești cu ceilalți, cu adversarii tăi, eventual religioși, ideologici. Ce a făcut Șaguna? Astra a făcut-o împreună cu Cipariu și cu Gheorghe Barițiu. Revoluția de la 1848 a făcut-o cu uniții. 1918, centenarul este acum, nu? Avem de-a face cu 1918, care a fost ce? O contrazicere flagrantă a stării de sfadă. Fă și taci, spunea Șaguna, și nu vă mai sfădiți pe patul de moarte. Numai atunci s-au împlinit constelațiile mari pe care le aniversăm astăzi și cărora le suntem datori. Alminteri, într-o singură direcție, unilateral, cu ochii acoperiți și cu urechile închise, noi și ai noștri, nu ajungem prea departe. Fără noi și ai noștri, nu facem nimic. Doar noi și ai noștri, singuri pe lume, nu există. Nu existăm. Dar el a ținut enorm de mult la propria identitate, fără să lezeze pe ceilalți din prejur. Deci a cinstit și pe unii și pe alții, dar dacă la adolescență a fost obligat singur să mărturisească, să aleagă între credința tatălui său, care din anumite motive, dar anumite avantaje, a rămas catolic, și credința mamei lui. Pentru că mama lui a fost la fel de sfântă ca și el, Anastasia. Și atunci, dacă omul acesta a mai declarat încă o dată, nu numai la botez, că a fost botezat ortodox, dar a declarat odată că el este ortodox, identitatea și-a manifestat-o în permanență și a lăsat amprenta identității. Că aici este problema. Noi, când suntem în relații cu alții, ne întărim propria noastră credință. Ceea ce se numea până acum ecumenism, acum nu se mai vorbește de ecumenism, ecumenismul n-a fost un compromis. Adică să fim prieteni și, pe urmă, mergem la liturghie împreună, la masă împreună. Nu. Am stat la masă, la dialog, dar la masa euharistică a mers fiecare la identitatea noastră, nu pentru că ar fi mai mulți Hristoși, dar pentru ca să nu amestecăm, să nu-l jignim pe prietenul nostru. În momentul în care el a ajuns, nu ușor, a ajuns să mențină legătura cu Curtea de Viena, cu atâția reprezentanți ai puterii de atunci, pentru ce a făcut-o? Pentru el? Păi dacă făcea pentru el, își făcea exact cum a făcut tatălui. Dar a făcut-o pentru neam și a spus, bun, identitatea ne-o creăm, ne-o menținem noi pentru că o avem, moștenire. Și dar... iertați-mă, domnule Onelici, el e un macedo-român, născut în Albania, aproape de Marea Mediterană, școlit la Miskolc, în Ungaria, astăzi, Ungaria de astăzi, era un... așa. După aceea are de-a face cu Biserica Sârbă de la Karlovitska, mitropolia noastră ortodoxă era supusă sârbilor, și ajunge după aceea la Sibiu și singurul român transilvanean decorat cu Ordinul Maria Tereza. L-a văzut de 4-5 ori pe împărat, aproape de câte ori a vrut, pe bunul nostru împărat de atunci, pentru ardeleni, Franz Iosef, nu? Ce face Șaguna? Șaguna înțelege, în primul rând, că nu există fatalitate. În al doilea rând, nu există pasivitate, nu există popoare subjugate. Deși poate condiția ortodoxă a umilinței obligatorii, pur ideologic religios, ar fi una convenabilă pentru un călugăr. A smereniei. A smereniei. Da.
Umilința e... Una e smerenie și alta e umilința. Umilința... Smerenia zicem... ca virtute. Da. Dar smerenia poate e... se întreabă telespectatorii de ce vorbim așa intens și cald despre șaguna. Pentru aș că vă spun de ce. Eu dau un introduc răspuns. Ideea de conștiință națională pe care tinerii care vin astăzi în Sibiu o pot înțelege mai bine plecând urechea la mesajul creștin, pentru că șaguna a fost un model exemplar de conștiință națională. Și vă invit să vorbim și despre asta și dacă această conștiință națională astăzi se află cumva în criză. Conștiințele naționale se află în criză. A spune că traversăm cu toții în această epocă de fracturi neașteptate, de fulgere și cu tunete, furtuni, care ca în atmosfera fizică ni se întâmplă în ultimul timp, asistăm la această stare de pericol din senin. Pentru că, alminteri, datele obiective ar trebui să ne asigure. Oamenii trăiesc în pace, călătoresc, există o libertate a cuvântului și a opiniei nețărmurite. România este aproape în conturul ei de la 1918, una dintre cele mai împlinite țări din această parte a Europei, împreună cu Polonia, împreună cu Iugoslavia, împreună cu Cehoslovacia, împreună cu Grecia, nu? După 1918 și-a împlinit statalitatea. Cehoslovacia a divorțat un divorț de catifea, cum bine știm. Polonia a cunoscut deplasările de frontiere cu suferințele mari și în al doilea război mondial. Nimeni n-a scăpat de suferințe. Și noi am avut 2 milioane de români înrolați în primul război mondial și de o parte și de alta munților. Există o carte a istoricului Liviu Maior, care se numește cu 2 ani înainte, a apărut acum 2 ani, în care e vorba despre contribuția românilor ardeleni la războiul altora, dar la care ei au avut un rol important. Pentru că nimeni nu știa că pornește la războiul de 30 de ani sau de 4 ani care se termină la un moment dat. Așa cum tinerii de astăzi pot să vadă uitându-se în trecut. Ideea este că au murit sute de mii de români pentru unitate. Au murit sute de mii de români. Au murit sute de mii de români și... Iar dacă acest sacrificiu astăzi nu intră în codul, să zic așa, de bare al percepției moderne a unui tânăr, știți de ce? Pentru că traversăm o criză a istoricității. Și această criză a istoricității, adică a refuzului istoriei, am intrat în faza alternativă a memoriei, care este uitarea. Și care seamănă deci nu, cu disprețul pentru trecut. Nu mai suntem în amintirea istorică obișnuită în care am crescut noi. Eu, în al preasfinția sa, dumneavoastră chiar, și faceți, sunteți mai tineri decât noi, noi am trăit într-un ciclu de conștiență a perceptivă a istoriei. Pentru că eram obligați în timpul comunismului să dorim altceva, să vrem altceva, să comparăm non-libertatea cu beneficiile libertății. Acum, datorită acestei omniprezențe a libertății, aproape trivializate, există un fel de legănare în hamac a tinerilor care nu mai vor să aibă de-a face cu istoria, dintr-un motiv sau altul. Li se pare neimportantă. Ori, o astfel de întâlnire a tinerilor cu reactivarea simbolurilor valabile și moderne ale trecutului, ale conștiinței naționale, ale credinței, ale neamului, ale țării, oricât de desuete ar putea să pară în discursul laic, politologic, federalist, ultraeuropean, prin șaguna, prin toți ceilalți, este o formă de reintegrare în istoricitate. E foarte interesant ceea ce spuneți și aș vrea să mutăm discuția tocmai pe acest dialog între istorie și viitor. Tinerii de astăzi, tinerii care vor veni de mâine la Sibiu, care au vârste între 15 și 20, 25 de ani, foarte mulți dintre ei sunt preocupați de viitor. Sunt oameni care intră în contact, persoane care intră în contact cu ceea ce mass media prezintă. Intră în contact cu o Europa care pare îmbătrânită și care pare uneori divizată, care
abuzează prea mult de ceartă. Intră în contact poate cu o Românie care la 100 de ani de unitate pare să aibă o unitate destul de fragilă. Sunt adevăruri pe care istoria prezentă ni le pune în față, sunt adevăruri care ne trimit către Andrei Șaguna, care a fost preocupat, așa cum ați menționat, magistral, de viitor. S-a îngrijit să lase un testament, nu numai spiritual, ci și unul foarte practic tinerilor din vremea respectivă. Ce lasă România în anul centenar tinerilor? Ce lasă în Europa în anul acesta sau pentru viitorul tinerilor? Cum vor integra România și Uniunea Europeană viitorul tinerilor adolescenți de astăzi? Înalt preasfinția voastră, aș începe de aici, din ideea aceasta unității în centenarul românesc. Noi știm că între cele trei virtuți în ordine, între cele trei virtuți teologice, credința, nădejdea și iubirea, iubirea le leagă pe celelalte două. Și dacă am spune acum că trebuie să le spunem tinerilor noștri să aveți credință, ei au credință, că altfel nu erau prezenți aici. Dar noi trebuie să punem accentul pe iubire și nu pe iubirea pe care o socializează ei din alt punct de vedere decât cel creștin. Pe iubirea care nobilează, care lasă în sufletul fiecăruia dintre noi loc și pentru altul. Pentru că am auzit odată un cuvânt, spunea părintele Arsene Boca când era la Sâmbăta, i-a pus la examen pe niște consătenți ai mei și a zis, lăsați și mie loc în căruță, mergeau cu căruța. Și părinte, nu vezi că nu avem nici noi loc? Și a spus, măi, voi n-aveți loc în suflet, că dacă aveți în inima voastră, că dacă aveați în inima voastră loc, îmi făceați în căruță. Deci dacă noi, pe acești copii care sunt o materie pe care noi o putem încă plămădi, punem flacăra aceasta iubirii, dar iubirii față de Dumnezeu, și Scriptura spune, cine spune că iubește pe Dumnezeu și urăște pe aproapele, e mincinos. Implicit iubindu-L pe Dumnezeu, iubești toată creatura lui Dumnezeu. Și atunci se ajunge la credința statornică sau la împlinirea credinței prin fapte și evident că ajungem la nădejdea că noi ne vom mântui, că Dumnezeu va rândui să ne mântuim, dar ne mântuim sau plecăm din lumea aceasta cu nădejdea că cei care vin după noi ne vor urma. Dar poate că tinerii își doresc această dragoste, ca această iubire să o regăsească și în oamenii maturi. Păi care... noi trebuie să le fim exemplu. Exact. Păi primul educator suntem noi. Noi suntem noi întâi părinții și apoi și părinții bisericii și apoi cei maturi. Toți împreună. Toți împreună. Să știți că ei sunt mai curați cu mult ca noi. Și de foarte multe ori ne pot da, putem să-i luăm noi de exemplu pe ei. Deci dacă noi nu ne întoarcem puțin la copilăria noastră, la starea aceea în care iertam foarte ușor. Dar în același timp eram și justițiari, spiritul acesta al dreptății. Da, era. Dar țineți minte un lucru. Dacă părintele te-a certat și ai plâns, să nu zicem că te-a bătut. Nu, te-a certat și ai plâns. Și după a spus, bine, te-am iertat, vino și mă sărută. Vine și te sărută cu aceeași dragoste sau poate și mai puternic. Dar ia să facem noi experiența asta între noi, cei care foarte ușor facem teorii. Mă spune, da, eu să te sărut pe tine pentru că m-ai șihnit. Noi am pierdut. Haideți să recâștigăm ceva din ce am pierdut. Putem recâștiga. Nu cumva am pierdut excelența voastră marile achiziții ale modernității care a prins rădăcină chiar în sol creștin? În Alt Preasfințitul vorbea de pierderea unor virtuți,
creștinismul a îmbogățit Europa cu niște virtuți care au contribuit prin manifestarea lor concretă, la nivel inclusiv statal, prin mari oameni politici ai Europei, au contribuit la conturarea a ceea ce astăzi numim Europa. Ce virtuți credeți că a pierdut Europa de astăzi, prin comparație cu Europa, să spunem, mai accentuat creștină? Pentru că nu putem evita această nuanță. Europa este într-un proces de răcire a entuziasmului creștin, ca să folosesc o expresie mai puțin criticabilă. Domnule Bănescu, n-aș vrea să revenim la Europa fervențelor creștine din timpul războiului de 30 de ani. Nici eu. Vorbeam doar despre niște la intențiile implicit creștine ale unei Europe pacifice, unde e posibilă prosperitatea și unde nu mai devine posibil războiul fratricid al creștin-democraților, pentru că, de fapt, invenția europeană la sfârșitul celui de-al doilea război mondial a fost a tradiției creștin-democrate din politica occidentală. Creștin-democrația este asimilată aproape exclusiv de catolici, catolicism, și protestanții și-au făcut loc prin apropiere. Ar trebui ca și ortodoxia să aibă partea ei dintr-o tradiție creștin-democrată politică. După părerea mea, modelul șagunian al reinventării și al replasării, transferului din marginea, mărginimea Sibiului, acolo unde stăteau românii, în raport cu centrul Sibiului, unde stăteau sașii și ungurii, nu? Deci transferul din marginea, din mărginime în centralitate, poate fi făcut astăzi și cu ajutorul Bisericii Ortodoxe. Tocmai într-o perioadă de zaveră în lumea mare, la televizor, în presă, oamenii mari se ceartă, copiii pleacă, tinerii pleacă. Acum, în mod excepțional, se adună tinerii ortodoxi la Sibiu. Sunt două lucruri de spus, domnule Onirici. Tinerii trebuie să nu fie de acord cu părinții. Eu respect foarte mult pedagogia înțeleaptă a Înalpreasfinției sale, care a rezumat așa de blând și de bine, cam abecedare de altă dată, sărutul împăcării între părintele supărat și fiul, să zic, pocăit după faptarea. În realitate, tânăra generație se supără, e supărată pe vechile generații. Să ne înțelegem. Aproape că nu poate fi evitat asta. Dar regele Mihai, când a împlinit 90 de ani, a spus un lucru pe care și noi trebuie să-l repetăm mereu de fiecare dată. Noi nu facem decât să ținem această țară care este un fel de ipotecă pentru urmașii noștri. Noi suntem datori cu creșterea țării. Acum, dincolo de conflictul dintre generații, dincolo de distanța tot mai mare între generația noastră și a copiilor noștri, care este o distanță care nu se mai măsoară în 25-30 de ani. Nu se mai măsoară nici în biblioteci citite și necitite, ci în megabytes, în dimensiuni sau algoritmi care au de-a face cu o altă epocă tehnologică pe care noi nu o înțelegem. Deci trebuie să pornim de la ideea că anumite date, de exemplu creștinismul, pacea, rugăciunea, respectul pentru celălalt. Sunt multe instrumente care funcționează în lumea modernă. Poate și Biserica Ortodoxă ar fi în situația să joace un rol, așa cum a încercat și a reușit Șaguna, în lumea sfadei, în lumea aceasta neliniștită și ineficientă, care nu este o amenințare pentru unitatea națională. A spus că astăzi e o unitate fragilă. Sunt convins că unitatea românilor nu e fragilă. E fragil climatul public și politic, poate, prin prea multe disensiuni și dezordonarea un climat foarte important. Dezordonarea gândurilor și a direcțiilor de înaintare. Dar cred că națiunea își vede în continuare de treabă, se va vedea în aceste zile la Sibiu, se vede la Iași, se vede la Galați, se vede și la Craiova, și la Timișoara, în întreaga țară, națiunea e unită, sărbătorește într-un stat mare
și în cea mai bună perioadă a istoriei sale moderne, în ultimii 100 de ani, centenarul unificării din 1918, pentru că suntem o țară egală cu Franța, cu Germania și chiar puțin deasupra Marii Britanii, având în vedere că noi vom fi președinții Uniunii Europene în momentul când Marea Britanie ne va părăsi. Va părăsi Uniunea Europeană. Deci să lăsăm lucrurile într-o bună rânduială cum sunt, a spune că trebuie să vedem și ce ni se întâmplă bine și ce ni s-a întâmplat bine. Mie îmi lipsesc virtuțile Bisericii Ortodoxe, profunzimea acestui tezaur de cugetări, de înțelegerea lucrurilor, a sufletului și dincolo de biserică, în interiorul societății, mai mult în interiorul societății, mai mult în interiorul, așa cum șaguna a depășit biserica, încercând să facă politică și diplomație, împăcându-se cu Biserica Unită sau cu fruntașii ei atunci când a fost nevoie în numele cauzelor comune, împăcându-se cu austriecii împotriva ungurilor, fraternizând cu ungurii în cazuri concrete și așa mai departe, în momente foarte critice, fiind un adevărat cosmopolit iluminat, dincolo de ortodoxul exemplar care a fost, tot așa rolul intelectual public al Bisericii Ortodoxe, după părerea mea, ar trebui să fie mai proeminent, în așa fel încât, în momentele triste, nesigure, și 1918, înainte de a fi un moment al unirii, a fost un moment foarte nesigur și trist, dar acolo au fost și Miron Cristea, și Nicolae Bălan tânăr, și Episcopii Uniți, și așa mai departe. Deci ar trebui ca rolul activ, politic, public, de conciliere și de structurare socială să fie mai activ din perspectiva rolului Bisericii Ortodoxe. L-aș întreba pe Înalt Preasfințitul în ce măsură societatea de astăzi întreține un dialog cu biserica sau în ce măsură astăzi biserica își poate extinde discursul, își poate extinde învățătura și către aceste straturi uneori decidente din societate. Pentru că vedem de foarte multe ori uși închise sau pereți destul de abrupți, care uneori nu permit bisericii să aibă un discurs receptat. Întâi aș vrea să adaug ceva la ce a spus excelența sa, că biserica trebuie să facă ceva mai mult. Ceea ce face acum și face continuu, e adevărat că face din interiorul ei, pentru credincioșii ei, nu există cuvântare, nu există liturghie, nu există apel care să nu țină cont de chemarea lor spre liniște și pace. A spus de rugăciune de atâtea ori, a spus rugăciune, avem nevoie de rugăciune. Îl chemăm pe Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu nu ne obligă, nu face forța. Dacă noi cerem, El împlinește cererea noastră. Nu ieșim însă și nu ne introducem în anumite locuri tensionate. Și ca să facem noi pe arbitrii, nu putem, n-avem cum, pentru că am declarat că suntem, nu avem o poziție partinică, neutri. Deci suntem neutri, noi avem și noi o opțiune politică personală, dar nu partinică, fiecare are opțiunea lui, dar nu facem declarații. Dar eu cred că facem când, dacă vom fi și solicitați. Am cerut, și era foarte bine dacă că s-a făcut apel la... O pace de la Cozia, da, extinsă, da, da, stați, la nivelul unor conflicte. Excelența voastră, când s-a făcut Constituția, Consiliul asta noastră s-a cerut ca măcar câțiva ierarhi să fie senatori de drept pentru a acționa sau cel puțin a se vedea în forul legislativ prezența unei instituții din care facem parte toți. Acum am spus altfel. Nu, noi ne bazăm pe toți cei care sunt aleși poporului nostru că susțin Ortodoxia. Nu chiar așa. Deci,
avem o poziție statornică, ne rugăm foarte mult, îi pomenim, sperăm că așa acolo unde ajungem și avem și noi prieteniile noastre și avem și noi reprezentanții noștri și dintr-un partid și din altul, îi adunăm și când îi punem la un loc și cinstim cu aceeași cinstire și pe unii și pe alții, ei să simte obligați măcar să se privească unul către altul și după aceea să împacă. Este o problemă, aveți dreptate. Eu nu îndrăznesc, îmi cer scuze, nu spun trebuie sau ar trebui, nu, da, nu. Pentru că știm cu toții că vocația Bisericii Ortodoxe e alta în comparație cu vocația Bisericii Protestante sau imediat, Catolice, ele fiind mai prezente în lume. Imediat dacă am ieșit, dacă am spune ceva, toată lumea spune, iată ce vor. Nu, noi vrem ce am vrut din totdeauna. Să fie liniște și pace pentru ca poporul lui Dumnezeu să se bucure de darurile pe care Dumnezeu le-a. Libertatea este un dar care foarte greu se gestionează. Întâmplarea, de care nu e o întâmplare, ci o necesitate, este că îi avem pe cei doi distinși confrați ai mei aici, pe domnul Onilici și pe domnul Bănescu, și domnia sa îndeplinește și rolul de purtător de cuvânt al Patriarhiei. Și aș da două exemple care pot fi extinse și înțelese într-o amplitudine extinsă. Deci, după criza de la colectiv și după demonstrația cu mari probleme, de o parte și de cealaltă, în primul rând probleme de înțelegere a sensului acestei demonstrații a diasporei de la 10 august, cu urmările cunoscute, care n-au făcut bine, traumatice pentru unitatea centenară a românilor. Biserica, întâmplător prin domnul Bănescu, a rostit ideea sărbătorii diasporei. Prima duminică, cred, după 10 august, a fost o sărbătoare a diasporei. Prima duminică după 15 august. După 15 august. Deci, cea mai apropiată duminică. A fost un mic balsam acesta. Da. Întotdeauna, noi așa ne rugăm pentru toți cei plecați din, și pentru cei care au rămas și cei plecați. Îmi permit să intervin în continuitatea a ceea ce spuneați, apropo de vocea Bisericii în societate. Vocea Bisericii Ortodoxe Române în societatea românească este încă și cred că va rămâne o voce ascultată, o voce întrebată, inclusiv de presă. Vorbesc în cunoștință de cauză, ceea ce cred că se întâmplă mult mai puțin în spațiul, să spunem, non-ortodox. Acolo lucrurile au intrat pe un făgaș al unei liniști care nu știu cât de benefică este, dar la noi încă există, ca să spun așa, o duelare a vocii bisericii, care ia atitudine, biserica vorbesc, față de niște lucruri care apar în societatea românească. Nu o să dăm exemple pentru că ele se subînțeleg, dar vocea Bisericii Ortodoxe Române se aude. Ceea ce vreau să spun este că vocea Bisericii Ortodoxe Române nu este întotdeauna, sau mesajul ei, deși, cred eu, transmis din ce în ce mai coerent, din ce în ce mai clar, cum chiar dumneavoastră spuneați, este o voce nu totdeauna înțeleasă sau nu se dorește înțelegerea mesajului bisericii în spațiul mediatic. Și sunt sigur că știți la ce mă refer. Deci nu vocea e problema, cât ascultarea ei. Dar biserica nu are imperative, ea nu impune nimănui nimic. Semnalează însă lucruri care țin de morala publică. Ori sintagma aceasta morală publică, cred că e una foarte importantă și pentru tineri. Câți tineri credeți în Altpreasfinția voastră și Excelența voastră că mai sunt preocupați de ceea ce înseamnă morală publică, care ne include pe fiecare dintre noi în parte, cu viața lui personală și cu manifestarea noastră în spațiul polisului, ca să spun așa, apropo de politică, că toți facem prin gesturile noastre mai mari sau mai mici politică în sensul larg grecesc al cuvântului. Așadar, întrebarea mea, care pare foarte întortocheată și cred că chiar a fost și îmi pare rău, este aceasta. De ce astăzi mesajul bisericii este într-un fel respins de mass media? Este o realitate pe care eu vreau să o subliniez întotdeauna, pentru că mă confrunt cu ea. De ce credeți că se întâmplă asta? De ce vocea bisericii pare sau este interpretată în cheia unei desuetudini, uneori criticate chiar foarte acerb?
Mă întrebați pe mine ca încă mă consider reprezentant al mass media într-un anumit fel. Nu cred că situația este așa de tristă cum, pe cât o descrieți, domnule Bănescu. Par foarte patetic asta seara, nu știu de ce. Sunt atâtea biserici, mănăstiri, pline de sărbători, între sărbători, cu credincioși. Vă interesează din când în când impresia că un ziar sau un post de televiziune v-ar considera pe dumneavoastră pars pro toto în numele Patriarhiei când vorbiți, dați comunicate de suet? N-ar trebui. Deci, nu cred că avem o problemă cu asta. Ceea ce îmi lipsește sau ceea ce ne lipsește este prezența intelectualilor publici ai Bisericii Ortodoxe în câmpul ideilor laice, în câmpul ideilor generale, în arena deschisă, cultural-politică, explicită, acolo unde se schimbă idei despre justiție, dreptate, prosperitate, nădejde, ură, dragoste, în parametrii politici și publici. Mai mulți intelectuali publici ai bisericii ar face foarte bine. Total de acord. Pentru că nu prin emisiuni religioase care au rolul lor, la Trinitas, la Televiziunea Română, sunt alte posturi de televiziune care au emisiuni religioase per se. Aflăm ce fac părinții bisericii, ierarhii noștri, credincioșii, ce hramuri, ce sfinți se comemorează. Foarte bine. Dar omul care cu interioritatea pe care i-o dă și puterea pe care i-o dă o biserică ortodoxă pe care o slujește, nu intelectual să zicem, folosește argumentele în competiția deschisă cu ceilalți. Sigur că patriarhul, mitropoliții prezenți în Camera Superioară a unui parlament ca senator de drept au făcut istorie. Pentru cum a vorbit Bălar, cum a vorbit Miron Cristea, care a devenit în mod fericit sau nefericit ca și prim-ministru la un moment dat. Da, e foarte bine. Foarte bine. E și rolul simbolic al bisericii în mijlocul forumului, în mijlocul legislativului. Ar fi fost foarte bine să se întâmple asta. Era o prezență, ca să zic așa, repetată și s-ar fi transformat dintr-una simbolică în alții prelați care coboară în odăjdile sfinte din sediile puterii religioase spre catedrală. Parcă îl vedem pe Șaguna, care a dat dispoziția preoților să poarte părul pe spate, barba majestoasă de care scria Toici, episcopul protestant la moartea lui Șaguna, figura aceasta extraordinară, la doi pași după el, când se plimba pe aici, prin fața primăriei de acum și al muzeului Bruckenthal din totdeauna, pe care l-a prins și Șaguna, bineînțeles, era deschis muzeul Bruckenthal, la câțiva pași după el erau generalii austrieci. Nu stătea în același rând cu el. A fost prieten cu Schwarzenberg, guvernatorul Transilvaniei, la moartea căruia a depus un leu în grădina mitropoliei, cu prințul von Liechtenstein, cu Wolgemut, cu Ötvös. De ce? Pentru că dincolo de ce făcea în biserică, în ortodoxie, avea limbile și limba potrivită pentru discuția și dezbaterea de idei în cea mai periculoasă, pentru că de fiecare dată provocatoare, nouă, fără să știm urmarea, dispută politică și publică. Încercând să nuanțez într-un fel întrebarea domnului Bănescu, aș merge puțin către această cheie permanent critică și negativă cu care presa tratează subiectele din zona spirituală sau din zona religioasă. Pe de altă parte, această apetență uneori, sau de cele mai multe ori exagerate, cu rare excepții, spre știrile care intră în zona trivialului, în zona permanentului negativism. Poate presa de astăzi, în marea ei majoritate, s-a îndepărtat puțin de acest spirit național, de spiritul afirmării unor valori autentice, afirmând în permanență că presa nu face educație. Și într-adevăr, presa nu face o educație analitică, o educație prin programă sau o educație sistematică. Dar tot ceea ce transmite presa va face parte din bagajul cultural, din bagajul identitar al telespectatorului sau ascultătorului sau cititorului.
Poate că semnalul de alarmă pe care Patriarhia Română, prin purtătorul de cuvânt, prin Sfântul Sinod, îl atrage este că uneori mediatizăm excesiv de mult negativul, lucrurile care ne dezbină și mai puțin cele care ne unesc. În această anomalitate, deci dezordine a câmpului public discursiv, a retoricii mediatice, care nu există numai la noi, nu se poate face ordine prin apeluri pioase, prin dorințe pioase. Dragii mei, nu mai răspândiți trivialitatea și obscenitatea publică. Aduceți moralitatea publică în mijloc. Vorbiți despre lucrurile bune. Nu se face așa. Dar nu despre asta era vorba, ci despre faptul că atunci când biserica accentuează importanța moralei publice, da, apar constant voci majoritare în presă care ignoră sau care critică ceea ce, din punct de vedere creștin, înțelegem prin moralitate publică. Domnule Bănescu și în al preasfinția voastră și domnule Onilici, apelurile la morală publică ale bisericii nu cumva au în vedere mai mult morala religioasă? Și nu includ întotdeauna și aspectele moralității publice non și areligioase? Prin moralitate publică... Pentru că morala publică nu ține numai de religios, din păcate. Evident că nu. Evident că nu. Și biserica e total interesată de lucrul acesta. Avem aici pe înalt preasfințitul care ne poate mărturisi că sinodalii noștri și tinerii trebuie să știe asta. Sunt oameni din carne și oase, sunt oameni care cunosc realitatea românească în care ne mișcăm, dar care sunt, cred eu, prea puțin înțeleși. Sigur că există un hieratism care înconjoară în mentalul public românesc, mai ales biserica. Ce s-a pierdut, cred, este o minimală cultură religioasă, în cheia căreia poți înțelege uneori gesturi ale bisericii, poziționări ale bisericii. Atunci când, de exemplu, se folosește expresia evul mediu, ca în evul mediu, biserica a luat o hotărâre ca în evul mediu. Dați-mi voie să trag o concluzie că oamenii care folosesc expresia aceasta n-au citit o pagină despre evul mediu sau despre universitățile din evul mediu și că asociem prea ușor vocea bisericii cu paseismul. Creștinismul nu se învechește. Cred că nu e un mare secret lucrul acesta, cel puțin pentru unii. Ori mesajul bisericii rămâne actual dacă este îmbrăcat într-o haină actuală, dar în substanța lui nu se învechește. Cu asta nu sunt de acord foarte mulți. Doar atât am vrut să spun până la urmă. N-al prea simț. Nu rămâne decât să nu fim de acord la rândul nostru cu ceea ce nu sunt ei de acord. Sau cu ce sunt ei de acord. Este rezonabil și intră în spațiul dialogului. De forțe, spațiu public. Spațiu public e un câmp de forțe. Acum, un câmp de forțe dezlănțuite mai mult ca oricând. Trebuie ca forța pozitivă din punctul nostru, al dumneavoastră, al înalt preasfinției sale, să-și facă loc. Dacă nu putem răspunde cu alte arme decât cu blândețea și cu credința, vom răspunde cu alte fapte, extinzând latura religioasă în social, prin acțiunile sociale care sunt la fel de bine primite și binecuvântate de Dumnezeu, slujirea semenului, slujirea aproapelui. Credem că acele, mă rog, acuze că biserica are nu știu ce. Biserica va face și face mai mult decât are și nici n-a primit ceea ce avea mai înainte ca să poată să folosească, mă refer la cele sociale. Eu cred că atunci îi obligăm și pe cei care doresc sau văd numai partea materială, iar foarte multe, și le cunoaștem și noi, interesul lor este de a avea rating, de a avea impact, de a avea venit, deci totul se reduce la material. Și dacă noi credem că ei vor face vreodată vreo acțiune de aceasta de moralitate socială sau de ceva, nu, ne înșelăm. Noi am trecut prin fazele acestea în care
poate e curios dacă povestesc lucrul acesta, dacă doi tineri mergeau pe stradă, cel mult ce erau îndrăgostiți, se țineau de mână așa delicat, frumos, au ajuns să se țină și de braț sau să țină altfel mai apropiat. Am ajuns la faza în care dacă se sărutau, sărutul era act sfânt și sacru și de cinstire, am ajuns după aceea să vedem tot felul de lucruri și ferească Dumnezeu să nu mai vedem și altele. Deci ușor, ușor s-a introdus în societate mulți dintre oamenii pioși, oamenii credincioși, oameni normali, să facă nu mai văd, nu mai pot să reacționeze. Că dacă acum îi spui unui tânăr altfel decât vrea el, da, lumea este altfel. Noi nu să putem, eu mi-aduc aminte ce bătaie am primit, adică corecție am primit, când mi-am rupt pantalonii. Acum, pantalonii se cumpără rupți. Dar, nu, dar cu cât au mai multe rupturi, cu atât ai mai... Hei, și ce să-i faci? Va trebui să-i înțelegem și pe tinerii aceștia. Și să știți un lucru pe care l-a făcut fostul arhiepiscop Hristodulos al Greciei. A ieșit public și i-a chemat, că era în Grecia, și a spus, mă, voi cei care sunteți acum cu cercei în ureche, veniți la noi, mă, v-am venit noi la voi. Dar veniți și voi la noi. Și a făcut un apel de acesta, adică un fel de reconciliere. Noi să înțelegem că nu trebuie neapărat să intre în biserică cum intra înainte toți femeile cu capul acoperit și toți, nu știu, pot să intre. Acum nu îi lăsăm să intre indecent, cu costumație sumară sau altfel, dar... și reacția noastră și modul în care noi ne purtăm sau poate pe bună dreptate, ca o reacție firească la ceva ce nu ți se pare normal. Dar dacă lăsăm pentru altă dată, eu am făcut experiența aceasta. Mi-a fost foarte greu și acum mi-e greu. Dar am văzut că sunt mai mult așa ajutăm pe cei care sunt predispuși să primească mesajul. Absolut. Până la urmă, inclusiv întâlnirea aceasta a tinerilor ortodoxi conține în ea un îndemn la cunoaștere reciprocă. Sigur. Sunt foarte mulți tineri, stimate domnule Hurezeanu, care vor veni la Sibiu și care poate nu cunosc aproape nimic despre alfabetul creștin sau alfabetul bisericii, dar care venind aici au prilejul să cunoască ceva nou. Și cred că, de fapt, toată aparenta polemică pe care am purtat-o acum câteva minute se leagă de o insuficientă cunoaștere reciprocă. Eu cred foarte mult în rezolvarea unei stări de neînțelegere, de criză, prin, evident, deja cunoscutul îndemn la dialog, dar această cunoaștere reciprocă este necesară, iar biserica dorește să fie cunoscută, nu se ascunde, nu mai trăim acum în catacombe, nici mentalitatea cetății asediate nu ne face deloc bine și nici nu cred că putem vorbi de asta, sau când vorbim de asta e limpede că vorbim de ceva negativ. Așadar, credeți într-o bună reciprocă cunoaștere între tineri și Biserica Ortodoxă Română? Domnule Bănescu, în preaștinția voastră, dragi prieteni, această cunoaștere în interiorul Bisericii Ortodoxe este, bineînțeles, binevenită. Dialogul de care vorbiți trebuie să deschidă porțile tuturor celorlalte grupuri, cluburi, biserici. Vă dau un exemplu. În acest oraș al Mitropoliei Ardealului există o biserică ortodoxă, Biserica Dintre Brați. O fostă biserică unită mai de mult. Între timp e ortodoxă, cu credincioșii ei, liniștiți, într-un cartier liniștit, dincolo de Cibin. În jurul acestei biserici ortodoxe, sunt mormintele lui
Alexandru Papi Ilarian, Ioan Rațiu, Alexandru Vaida Voievod și alți câțiva. 10-15 morminte îngrijite de enoriaș, respectate de paroh, de paroh ortodox și de credincioși ortodoxi, pentru că avem în Ioan Rațiu, în Alexandru Vaida Voievod, eroi ai Unirii Românilor. Atenție! N-au fost singuri. Dar zilele trecute, cineva îmi povestește, din afara bisericilor, că a dorit să construiască un bust al lui Alexandru Vaida Voievod în preajma mormântului. Alexandru Vaida Voievod a fost un apropiat al curții din Viena, a fost prim-ministru după 1918, a jucat un rol important, e adevărat, pe partea activismului ardelenilor în paradigma federalistă austro-maghiară. Spre deosebire de Goga și de alții care au trecut munții și care credeau de la început, spre cinstea lor, au avut dreptate până la urmă, o dreptate eroică, că soarta Transilvaniei este unirea cu țara mamă și că noi trebuie să intrăm în război cu Antanta împotriva puterilor centrale. Au existat și aceste experimente foarte interesante din punct de vedere politic și din punct de vedere cultural al lui Aurel C. Popoviciu, al lui Vaida Voievod, Iuliu Maniu și alții ca ei, memorandiștii, mulți dintre ei uniți, pentru că așa arăta situația la un moment dat. Nu o să vorbim acum cine a început, cine a fost de vină, cum se repară vinile și cât țin ele. Preotul ortodox, un om cum se cade, pe care l-am văzut și eu de câteva ori, de la biserica dintre Braz, l-a apostrofat pe cel care vrea să facă statuia și a zis: n-aveți ce căuta în preajma unei biserici ortodoxe cu ideea unui bust, oricui ar fi el. Da, vedeți, Sfinția voastră, îi spune cetățeanul, terenul este al Bisericii Unite, pentru că prin instanță, terenul din jurul bisericii, anomaliile noastre în care trăim, apropo de dialog sau de ziduri văzute și nevăzute între noi, în anul centenarului, în 1848, în 1918 am fost împreună, am fost uniți la propriu și la figurat, ortodoxi și uniți. Chiar și țiganii au murit și evreii au murit în armata austro-ungară, respectiv românească, din vechiul regat, în proporția minorităților ca pondere în întreaga populație. Deci din 800 de mii de români au murit atunci, din 8 milioane, au fost destui evrei și destui țigani. Apropo de ce unește și pe cine și cine se unește cu cine. N-aveți ce face aici cu un bust al lui Alexandru Vaida Voievod. Terenul este al uniților. O anomalie. Biserica este ortodoxă. Atâta timp cât stau eu aici, nu se va ridica bustul lui Alexandru Vaida Voievod. Eu vă dau un exemplu de neînțelegere rezolvabilă, soluționabilă. Și din cauza asta, cu tot respectul pe care îl port întâlnirii de astăzi și din aceste zile, e un eveniment foarte important al primenirii dialogului în interiorul spiritual, nu, al credinței ortodoxe cu tinerii aceștia care, cum ați spus, se descoperă unul pe celălalt. Ce ar fi fost, în ce România ar fi trebuit să trăim dacă am fi făcut anul acesta și o întâlnire a tinerilor ortodoxi cu tinerii uniți, cu tinerii protestanți și cu tinerii catolici? În amintirea unirii din 1918. Posibilă cu concursul tuturor acestor forțe. Ar fi fost un lucru evident foarte frumos. E imposibilă și această formă de dialog? Eu cred că este posibilă. Dar iată că această formă de dialog, și aș vrea să mutăm discuția către exteriorul granițelor țării, această formă de dialog e foarte prezentă în tânăra diasporă românească. Tinerii care astăzi au o mobilitate fantastică, determinată atât de locul de muncă, cât și de facilitățile pe care tehnica și dezvoltările tehnologice le pun, îi pun pe tineri în contexte culturale și religioase diverse, pe care ei au
toate bagajele, poate, au toate îndemânările să le acceseze. Și aș vrea să vorbim puțin despre tinerii aceștia din diaspora românească care iau contact cu catedralele catolice, catedralele protestante, cu diversele culturi pe care creștinismul apusean le-a generat în aceste două milenii, cu tradiții care depășesc granițele Europei, tineri care le asimilează, păstrându-se, așa cum spunea și în alt preasfințitul, identitatea ortodoxă sau întărind identitatea proprie în dialog cu aceste culturi. Și poate aici aș vrea să subliniem împreună rolul pe care tinerii, pe care îi trimitem ca misionari prin locurile de muncă pe care le ocupă în străinătate, duc ortodoxia mai departe sau o duc dincolo de granițele României. E foarte bun exemplul dumneavoastră. Ca trimis al statului român în Germania, vizitez din când în când biserici ale românilor. O constatare, o primă constatare. Dincolo de zavera, să zicem, discursului și a de conflictele politice, se construiesc cu banii statului român biserici noi, biserici ortodoxe noi, în diaspora. Și îmi pare rău sau îmi pare bine, cu un ochi râd, cu un ochi plâng. Un guvern, să zicem, care n-a fost prea fericit cu manifestări, în care n-a crezut prea mult ale diasporei, a fost gata să financeze noi biserici în acest an centenar și la München și în alte părți. Trebuie spus. În al doilea rând, în Italia mai ales, biserici catolice goliite prin ateism, indiferență, au fost oferite parohiilor ortodoxe, preoților și credincioșilor ortodoxi. Catolicii le-au părăsit din tot felul de motive. Ortodoxii care locuiesc într-o țară eminamente catolică umplu aceste incinte catolice cu duhul ortodox, cu preoți, cu ritualul extraordinar. Vă dau într-o tot o dreptate. Dar dacă acest exemplu are de a face cu milioane de români care trăiesc în acest teren fecund al interculturalității active în mișcare, mi se pare interesant. De ce nu-l aduce mai des între noi? Sunt convins că Sibiul e o paradigmă a acestui dialog intercultural, interetnic, interreligios. Sibiul, da, totuși, e un oraș foarte divers. Dacă vă dau un exemplu, majoritatea românilor de aici își dau copiii la secția germană. Deci, în școala germană, sunt 2 sau 3 copii în clasă, într-o clasă, de naționalitate. Restul sunt români. Ei, acum, dacă, ceea ce a spus excelența sa, noi am putea să facem local, nu putem provoca o adunare de aceasta pe țară, deci noi va trebui să o pregătim întâi la nivel local. Foarte ușor, dacă noi vom continua experiența pe care o avem acum, în fiecare an o putem să extindem, pentru că vom face, am văzut că la Iași, și anul acesta au făcut o întrunire a lor și au spus exact, întrunirea tinerilor, nu internațională, dar au chemat și din vecini. Moldova. Din vecini. Foarte frumos, foarte bine. Însemnează că nu s-a fost gata, am făcut o întrunire de asta, a venit la noi și noi nu mai facem nimic până când așteptăm să ne mai vină iară rândul. Rolul unor asemenea întâlniri este să creeze și terenul fecund categoric despre care vorbeați pentru împrietenire. Sigur. Și noi asta rezistă în timp. Ideea o reținem și așa cum facem noi întâlniri cu preoții din oraș și avem și săptămână de rugăciune pentru unitatea creștină, o să extindem și să vedem cum am putea să facem, unde, care sunt tinerii. De fapt, noi, relația e doar la nivel ierarhic. Dacă mergem și îi apropiem și pe ei, da, este o treabă foarte... Dar să știți că ei se cunosc. A, bineînțeles. Pe viața merge mai departe. Tinerii noștri au făcut școală, fac școli împreună. A, bineînțeles. Și ei nu spun nici că eu sunt român sau eu sas sau eu sunt... Da, grija mea în al preasfinția voastră este mai ales la credincioșii români.
Da. La cei greco-catolici și la cei greco-ortodoxi. Da, acum cu greco... Respectiv ortodoxii, care sunt majoritatea, dar și greco. Pentru că noi sărbătorim 100 de ani de la crearea unui stat român, da, pe care astăzi îl păstrăm, cum știm noi mai bine, noi... și le datorăm lor deopotrivă, și uniților, și ortodoxilor. La asta mă gândesc, asta e o unitate românească. Dar o să facem o propunere, să le propunem celor de la Blaj, să găsim o posibilitate de aceasta, nu avem nimic, nu este nimic exclus. Bineînțeles. Pentru că cele două biserici multă vreme s-au numit surori. Pentru că, de fapt, mărturisesc aceeași credință, cu mici deosebiri, că aparține de o parte sau alta, sau câteva deosebiri dogmatice. Dar, în momentul în care există însă un conflict, dar nu-i conflict, e mai mult o pretenție patrimonială, care a fost rezolvată într-un fel. Eu sunt președintele Comisiei de Dialog. Dacă mă întrebați la câte întruniri am participat, una cu ei și una cu ambasadorii tuturor statelor catolice din Europa și din America. Deci, trebuie să facem și poate ne putea ajuta excelența poate voastră. Poate prin tineri se obține mai ușor această întâlnire. Dar dumneavoastră politic, deci dumneavoastră diplomatic, puteți să faceți o propunere, hai să vedem. Uite, voi care ați fost acum, sunt de acord că aici în Transilvania să facem o astfel de întâlnire între tinerii ortodoxi și tinerii greco-catolici, nu o să vorbească ei niciunul despre credința lui, pentru că unul spune, Doamne, îndură-te de noi, și altul zice, Doamne, miluiește-ne, e același lucru. Deci sunt sigur că vom putea face și poate probabil că dacă tineretul va fi mai apropiat unul de altul și mai târziu avem o șansă de reconciliere deplină. Și profit de deschiderea acestui subiect, care e unul foarte important și foarte prezent, foarte actual, pentru că uneori, mai ales în spațiul online, există mesaje dure de ambele părți. Să nu uităm faptul că în interiorul acestui an centenar a existat o perioadă de peste 40 de ani, 45 de ani, în care bisericile surori, de care vorbea Înalt Preasfințitul, au fost puse în vrajmă, e vorba de perioada comunistă, și traversăm acum, trăim acum, multe din tarele pe care regimul comunist le-a lăsat, sau breșele pe care le-a lăsat în unitatea noastră, în puterea de a dialoga, în puterea de a fi mai tolerant sau de a accepta pe celălalt. Cred că o întâlnire ca cea din aceste zile de la Sibiu are și menirea de a transmite în mod reciproc ce anume își dorește biserica ca instituție care vine spre tineri printr-o asemenea întâlnire de la tineri și ce își doresc tinerii de la biserică. Pentru că suntem în anul centenar, nu vreau să evităm, ci dimpotrivă să pronunțăm cu foarte multă venerație cuvântul eroi. În Biserica Ortodoxă Română avem cultul eroilor. Tinerii de astăzi nu cred că mai au, mulți dintre ei, acest organ bine dezvoltat, exact cum spuneați dumneavoastră, pentru istorie, pentru ceea ce a catalizat istoria. Ori sângele eroilor a catalizat istoria, a format puncte cheie în istorie. Ori eroii români care și-au dat viața pentru nașterea statului român modern, pentru nașterea României moderne, sunt celebrați în biserică. Tinerii care vin în biserică, care ascultă chemarea bisericii de a veni, de a păși în spațiul ei, pentru a cunoaște ceva nou, pentru a deschide ochii și pe altceva decât pe ecranele gadgeturilor pe care le au în buzunar, pe o icoană, de exemplu, pe o piatră funerară, cum e cea de la Cozia, pe mormântul lui Mircea cel Bătrân. Și vă amintiți, excelența voastră, cu cât entuziasm îmi povesteați, cât de impresionat ați fost să aflați că și astăzi, în fiecare an, se face parastas voievodului Mircea cel Bătrân. De peste 500 de ani? Câți tineri știu asta? E doar un exemplu de ceea ce pot afla tinerii
pășind în spațiul bisericii? Ce alte lucruri credeți că mai pot afla tinerii venind spre biserică? Asistăm la un climat concurențial foarte injust, neloial, ca să, unde, pentru că factorii de provocatori ai modernității sunt puternici, sunt praznici. Între un telefon, îi vezi pe tineri, toți se roagă. Am văzut mese întregi cu tineri care se roagă, copiii și tineri. Nu, își privesc telefonul, își privesc telefonul sau tableta sumasă și au capul plecat. Uitând de persoanele din jurul lor. Da, adică e o stare asta de... Da, au apariția, aparența unor oameni care se roagă. Da? Dar condiționarea asta are ceva malefic, dar în același timp ține de normalitate. Nu trebuie să vă faceți griji, domnule Bănescu, toți ascultătorii și privitorii posturilor de televiziune de știri care trivializează, ca să zic așa, sau întrețin sau nu încurajează moralitatea publică pozitivă, ci o întrețin pe cealaltă, trivială, au împreună 8% din cei care privesc televiziunile. Toți ceilalți se uită la filme, au nevoie de povești în continuare. Noi suntem toți ceilalți de vină că nu oferim destule povești. Suntem într-o epocă acum în care se vorbește de narrative, nu? De povești. Fără povești, povestea Parastasului care în fiecare an în ianuarie de 500 de ani se oficiază la Cozia. Și așa mai departe, toate poveștile astea, eroi din satele unde au căzut români, în Ardeal, în Vechiul Regat, multe monumente sătești cu tunul acela, cu un soldat stilizat, au fost lăsate în paragină. Dar să știți că nu mai suntem în epoca eroică, suntem într-o epocă comercială. Cum spune cineva, un foarte inspirat sociolog german, Wolf Lepenis, spune, nu mai avem die Helden, ci die Händler. Adică nu mai avem eroi în limba germană, ci die Händler, negoțătorii. Comercianți. Suntem într-o epocă a tranzacționismului trivial. În care e bine să nu uităm și de eroi. Da, dar e bine să nu uităm de ei. Societățile. Mesajul bisericii. Establishmentul social și cultural al oricărui stat. De importanța României, care are ce sărbători astăzi. O țară mare și întinsă, cu aproape 20 de milioane, cea mai întinsă și cea mai populată țară ortodoxă și sud-est europeană, în cea mai bună perioadă a istoriei ei, nominal. Atenție, cu oameni care vin și pleacă. Dimineața sunt la Roma, sunt sute de avioane. Suntem total de acord, excelența voastră. Unde, nu văd problema. Deci trebuie să ne gândim la partea plină a pocalului. Absolut. Da? Mai avem doar 3 minute, cred că vrea să spună și colegul meu. Așadar, rugămintea noastră și rugămintea tinerilor din aceste zile, care vorbim în aceste zile la Sibiu, este ca fiecare dintre dumneavoastră să le adresați un mesaj, să ne adresăm lor, celor care, despre care vorbim poate mai mult în discursuri, cei care vor fi într-un fel viitorul nostru, viitorul națiunii, viitorul Europei și extinzând viitorul lumii. În al preasfinția voastră. Eu, mesajul l-au ales ei tinerii și și-au făcut un imn. Și în refrenul imnului, iată ce spune. Uniți în credință, mereu împreună, vom putea construi o lume mai bună. Împreună să fim una, doar așa vom izbuti, căci cu noi întotdeauna Hristos este și va fi. Și a spus iarăși că am vorbit despre martiri și despre eroi. În sângele nostru respiră martirii ce viața și-au dat spunând răului nu. Pe umerii lor s-a scris hora unirii. Eroi au fost ei, erou poți fi tu. Iată mesajul. Domnule ambasador. Cu 100 de ani în urmă, cei mai mulți dintre compatrioții noștri în Transilvania, în Vechiul Regat, până în 1918, răpuși în luptele pentru ideea națională, au fost tineri.
slavă Domnului, astăzi nu avem războaie. Avem însă obligația să comparăm mereu pacea cu războiul, să nu transformăm tinerii în virtutea unui biologism vulgar, într-un fel de entitate absolută. Tinerii sunt buni, bătrânii sunt disponibili sau dispensabili. Nu e totdeauna așa. Bătrânilor, celor vârstnici care nu mai sunt tineri, le-aș adresa ceva. Să-i asculte pe tineri, să-i înțeleagă, să vorbească cu ei. Este un mesaj extraordinar, un mesaj care chiar merge în inimile noastre ale tuturor. Vă mulțumim din toată inima pentru prezență. Ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră, atât în Altpreasfinția voastră, cât și Excelența voastră. Așadar, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori de Trinitas. Înainte de a încheia această ediție, aș vrea să reamintesc faptul că veți putea accesa în grila noastră de programe transmisiuni care vă vor prezenta toate evenimentele care se desfășoară în aceste zile la Sibiu, în direct pe Radio Trinitas și Trinitas TV, mâine de la ora 17, o ediție specială dedicată deschiderii întâlnirii tinerilor în Piața Mare din Sibiu, o deschidere a evenimentului care va avea loc la ora 18. De asemenea, transmitem în direct, vineri de la ora 17, conferința despre unitate, credință și neam, susținută de excelența sa, domnul ambasador Emil Hurezeanu și părintele profesor Constantin Necula. De asemenea, transmisiune în direct a Sfintei Liturghii, sâmbătă 8 septembrie, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, din Muzeul Astra, un muzeu impresionant, foarte frumos, o liturghie săvârșită în aer liber și de asemenea evenimentul de închidere a întâlnirii tinerilor ortodoxi, duminică 9 septembrie de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. De asemenea, aș vrea să vă reamintesc că toate aceste evenimente și programul ITO se poate găsi pe site-ul ITO 2018, iar atât pe pagina de Facebook a televiziunii, cât și pe pagina de Facebook a ITO 2018 veți găsi transmisiuni de la toate evenimentele din aceste zile, însemnând concertele de vineri seară, de sâmbătă seară, atelierele de lucru și ediția specială pe care radioul Trinitas și Trinitas TV o vor transmite pe toate canalele de sâmbătă, ora 14, o ediție dedicată tinerilor, cu o prezență tinerească foarte consistentă. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături, o seară frumoasă și binecuvântată tuturor!